Așadar cu Wagner, fundaș dreapta, Maftei și Ricardo Alves. Să-l vedem pe Attila Hodnog! Ce ratare uluitoare a celor de la FC Botoșani. În marginea căreului mic, simplu, cu latul, Hodnog trimite din prima, puțin pe lângă stâlpul din stânga porții lui Matache. Rămas intuit pe linia porții, golkeeperul Chiajnă a avut noroc și la această fază, ca și la penaltiul.